Bună seara și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu Ghimpi. Astăzi îl avem ca invitat în studioul Capital TV pe domnul Ovidiu Laurențiu Bălan, candidat din partea PSD pentru primăria municipiului Orăștie. Bună seara, domnule Bălan, bun venit în studioul Capital TV. Bună seara, bine v-am găsit. Așa, ia să vedem, uite ce tonus are domnul candidat în această emisiune. Că ceva mai înainte de a intra în emisiune spunea, nu știu cum, dar fiți un pic mai mai zâmboreți când intrați cu mine așa, dar de ce, vă intimidați sau? Nu, niciun caz, nu ne intimidăm, avem o experiență. Vreți să fiu mai zâmboreț, așa, nu stă bine încruntat, nu? Da, după o zi încărcată, normal să devenim mai destinși și să privim altfel lucrurile. E bine. Dar eu nu vreau să mă destind, din potrivă, vreau să fiu cât se poate de încordat, pentru că vreau să nu să-mi încord mușchii la dumneavoastră, ci întrebările. Și atunci vreau să spun așa, dumneavoastră candidat pentru un nou mandat la primăria municipiului Orăștie. De ce ar trebui oamenii să vă acorde din nou încrederea și să vă mai dea 4 ani de mandat la primărie, în fruntea primăriei? În primul rând, pentru rezultatele din acest mandat și de ce nu și pentru primul mandat, pentru că candidez pentru al treilea mandat de primar, pentru experiența pe care am câștigat-o în această perioadă. Sunt de 12 ani în administrația publică locală și am acumulat foarte multe cunoștințe, spun eu, și nu în ultimul rând pentru rezultatele care se văd și le poate simți fiecare cetățean al municipiului Orăștie. Cum adică le poate simți? Că de văzut le vede, dar de simțit cum le simte? Pentru că, de exemplu, un cetățean care merge la spital astăzi în Orăștie poate și să simtă ce s-a întâmplat acolo, să vadă, să simtă ce s-a întâmplat acolo, pentru că este o aparatură modernă, sunt condiții excepționale în care poate să vină și să își facă acele analize pentru care solicită intervenția și intră în spital. La spitalul din Orăștie, în ultimii ani, au fost aduse undeva la peste 10 milioane de euro fonduri structurale, fonduri europene, fonduri din prin Programul Național de Dezvoltare Locală și, nu în ultimul rând, fonduri de la bugetul local. Deci este o mândrie pentru noi că am reușit în acești ani să atragem foarte multe finanțări pentru spital. Spitalul arată total diferit. Tocmai de aceea am spus că nu doar vede și simte, pentru că și partea de bucătărie, de saloane a fost modificată și transformată radical. Bun. Și doar acesta să fie motivul, pentru că fiecare cetățean vede și simte spitalul. Ok, am înțeles. 10 milioane de euro, peste. Foarte bine. Ce ar mai fi? De ce ar trebui oamenii? Că am înțeles. Ați făcut spitalul, aveți un proiect, nu știu ce, cu cetatea Orăștiei, nu? Ați reabilitat străzi, ați mai făcut asfaltări, foarte bine. Dar de ce trebuie să vă mai voteze 4 ani? Să faceți ce în următorii 4 ani? Pentru a duce la finalitate toate cele proiecte pe care le-am câștigat, pentru care avem finanțare și care ne dorim ca în perioada următoare să poată fi implementate. Doar pe zona centrală sunt 4 proiecte de finanțare, fiecare dintre ele are o valoare de 5 milioane de euro. Este vorba de modernizarea casei de cultură din Orăștie, modernizarea centrului istoric al Orăștiei și realizarea unui parcaj, restaurarea cetății Orăștiei și, nu în ultimul rând, acel proiect de realizare a Muzeului Civilizației Dacice cu cele 4 străzi care le compun, având o componentă și de infrastructură, modernizarea și acelor străzi, transformarea lor dintr-o stradă cu asfalt într-o stradă cu piatră cubică și granit. Bun. Și ce așa de ieșit din comun? Dacă nici asta nu mi se pare un lucru ieșit din comun. Nu, și știți de ce? Pentru că ok, vă acord un nou mandat prin votul meu.
Dar de mulțumit eu, de exemplu, dacă aș fi alegător, am mai spus lucrul ăsta și a apărut și pe Facebook, nu v-aș mulțumi. Că e ca și când i-aș mulțumi bancomatului că îmi dă bani. Adică alegătorii v-au pus acolo tocmai pentru lucrurile astea, ca să faceți. Știți cum? Diferența între ce poți să faci și ce este un performant, un primar performant, este cât faci. Pentru că vă dau un exemplu. Pe fonduri europene, Orăștia a scris 20 de proiecte de finanțare europeană, a obținut 40 de milioane de euro. Dacă este deci să ne raportăm... 20? 20 de proiecte de finanțare. Toate proiectele au obținut finanțarea, rezultat 100%, undeva la 40 de milioane de euro atrase doar prin fonduri europene. Asta înseamnă, dacă ne raportăm la numărul de locuitori, undeva la 1700 de euro pe locuitori. Faceți o comparație și nu este foarte greu, dumneavoastră ca jurnalist, să cereți aceste informații. Da, de ce de exemplu, să fac chestia asta cu 1700 de euro pe locuitor? Adică n-am înțeles. De ce trebuie să faceți? Nu m-ați întrebat. Ce înseamnă performanță? Eu vreau să vă arăt ce înseamnă performanță. Nu, da, când, când se face un proiect din ăsta european, doamne, parcă am face un fotoliu cu ghimpie, unul de promovare electorală, dar nu mă pot opri sau nu mă pot stăpâni să nu vă întreb. Deci am mai auzit chestia asta cu am adus nu știu câți euro pe cap de locuitor. Dar ce, se împarte euro la locuitor? Adică e chiar atât de important câți euro pe cap de locuitor? Este important din prisma unei analize comparative cu alte administrații publice locale. Și dumneavoastră ar trebui să vedeți sau ar trebui să comparați, nu ar trebui să vă spun eu lucrul acesta, ar trebui dumneavoastră ca jurnalist sau jurnaliștii din județ ar trebui să compare care sunt cele mai performante administrații publice locale în atragerea de finanțări europene. Vă spun eu, cea de la Ciugut. Din județ. Nu știu dacă cea de la Ciugud este mult înaintea noastră, vă pot spune că cea de la Sebeș este mult în urma noastră, a Orăștiei, iar ca și comparație, da, făcută de către colegii mei din primărie, le-am dat să se uite pe site-urile agențiilor de dezvoltare. Timișoara are undeva până în 400 de euro atras, Aradul sub 300 de euro atras pe locuitor. Păi da, dar vă dați seama că, de exemplu, la Timișoara câți locuitori are? Deva are până în 300. Acum știți cum faceți, domnul Bălan. Faceți exact ca primarul ăla de comună care are 700 de voturi și zice că el a ieșit cu 99,9% primar, procentaj. Păi nu putem compara, că, de exemplu, dacă dumneavoastră aduceți 40 de milioane de euro la un număr de locuitori împărțit, cât sunt în Orăștie? Cât sunt? Cam câți? 23 de mii. Deci dacă împărțiți 40 de milioane la 23 de mii, dă o sumă și dacă, de exemplu, ia Timișoara 100 de milioane, dar împarte la numărul de locuitori, poate să iasă mult mai puțin. Cum ați vrea dumneavoastră să facem comparația? Dacă nu la numărul de locuitori. Păi n-ai dați-ne cum să... Nu, nici bun, cum. Hai da să vă... În investiții aș vrea să facem. În regulă. Hai da să vă dau atunci alt exemplu. Dacă acesta nu vă mulțumește și dumneavoastră nu sunteți mulțumit. Convingeți-mă sau... să vă votez. Da. De exemplu, linie de finanțare europeană, o sumă atribuită pe Agenția de Dezvoltare Regională Vest, unde toate primăriile, de la Orăștie, de la Deva, de la Hunedoara, de la Simeria, de la Petroșani, de la Timișoara, de la Arad, de la Caraseverin, toate primăriile pot să depună proiecte. Corect. E, Orăștia a atras pe acea linie de finanțare peste 50%, doar Orăștia. De jumate din bani i-am adus la Orăștie. Nici asta nu vă mulțumește. Dar nu trebuie să mă mulțumesc pe mine, trebuie nu, să dar vă spun că trebuie să facem comparații, să dăm altfel comparații. Deci jumate din sumele de pe o linie de finanțare la nivel de Agenție de Dezvoltare Regională a fost atrasă de către Orăștie prin două proiecte, fiecare proiect având o valoare de 5 milioane de euro. Alocarea financiară a fost undeva la 17 milioane de euro, dintre care peste 10 milioane a atras doar Orăștia. Restul s-au împărțit pe celelalte patru județe. Cum ați reușit? Prin eficiență, prin faptul că am lucrat zi și noapte, iar proiectul l-am depus începând cu ora 12 noaptea, când s-a deschis linia, în ziua în care s-a deschis linia de finanțare. Proiectul a fost finalizat și l-am depus. Principiul pe care se acordă și se aloc aceste finanțări, primul venit, primul servit. Dacă am depus primii, am fost eficienți. Deci, s-ați depus la ora 0 când a început. Exact.
Am stat, chiar dacă era în afara orelor de program, am depus, am fost primii, proiectul a intrat în evaluare, a obținut finanțarea, proiectele au intrat... Și a depus mai multe, adică la ora 0 ați urcat, uite, nu exact. M-am gândit la lucrul ăsta niciodată. Exact. Cum devalua? Da. A fost un artificiu până la urmă. Un artificiu, până la urmă... Atragerea de fonduri europene este o competiție între toate UAT-urile din interiorul acestor agenții de dezvoltare regională. Este o competiție între noi, nu suntem parteneri, suntem competitori. Fondurile nu sunt oricât pentru oricine, fondurile sunt limitate, iar dacă depui primul proiecte, ai șansa să obții finanțarea. Dacă îl depuneam peste o săptămână, două, trei, o lună de zile, categoric același proiect... La ora 8 dimineața și nu mai știu. Același proiect, nu cred că la ora 8 dimineața, că nu au fost atât de interesați ca noi, dacă depuneam peste o lună de zile, categoric nu obțineam finanțarea. Cu același proiect, cu aceeași semnături, totul la fel, cu aceleași avize, nu obțineam finanțarea pentru aceste proiecte. Deci, ceea ce îmi spuneți în momentul ăsta, mie mi se pare chiar foarte interesant și cred că unii ar trebui să ia exemplu în ceea ce privește această depunere a proiectelor pentru fonduri europene. Adică, acum, e adevărat că facem un fotoliu cu ghimb de promovare electorală, că la un moment dat v-am spus că vreau să mă convingeți să vă votez, deși nu votez la Orăștie. Da, în ipoteza în care aș fi votat acolo, dar uite, chestia asta chiar mi-a plăcut foarte tare și o apreciez. Adică să stai până la ora zero în primărie doar ca să urci... Dom'le, cine v-a învățat chestia? Cum v-a venit chestia asta? Doar ca să urci proiectul să fie printre primele depuse în primul printre zi? Primele. Primul. Sau primul depus. Mi se pare o chestie... extrem de interesantă și uite, eu nu m-aș fi gândit la asta. Nu trebuie să ne învețe nimeni, știți cum? Asta înseamnă un management performant la da, să stai până la ora zero, adică nu e o chestie că ai stat până la ora zero. E o chestie că te-ai gândit, băi, eu la ora zero când s-a deschis, gata, am urcat primul proiect. Păi dumneavoastră a spus mai înainte că doar nu cetățenii ne plătesc ca să facem lucrurile acestea. Păi da, da. Ne plătesc să fim performanți. Eu asta am vrut să... N-ați mulțumit cu răspunsul primul raportat la numărul de locuitori. Uite, am găsit o altă raportare. Cum ar trebui să fiți, să vă conving cumva că ceea ce am făcut este eficient și știm ce avem de făcut și putem merge în continuare în aceeași formulă, în aceeași echipă, pentru că și alte linii de finanțare se vor deschide în acest mandat, în perioada următoare, iar dacă ești eficient, știi ce ai de făcut, ai o echipă lângă tine, pentru că eu nu pot să fac toate lucrurile astea singur. Eu coordonez, în primul rând, primarul are rolul de a coordona, dar echipa din jurul lui scrie proiecte și ea este eficientă. Și am ales în jurul meu oameni, avem manageri de proiect implicați, oameni care știu ce au de făcut, oameni care găsesc soluții la probleme, pentru că nu este foarte simplu. Gândiți-vă câte avize și cât trebuie să umbli doar după avize ca să fii în stare să depui acel proiect. Dacă trebuie să ținem cont că proiectele le punem la stadiul de studiu de fezabilitate, acel studiu de fezabilitate trebuie să fie aprobat și trebuie să fie realizat. Ca să faci studiul de fezabilitate, trebuie să ai alocare bugetară, să faci licitație, pentru că valoarea îți impune să faci licitație pentru desemnarea unui constructor, unui proiectant și doar după aceea să poți să scrii ghidul de finanțare, să completezi toate acele căsuțe din formularele respective și să depui proiectul. Deci este o muncă pe care trebuie să o anticipezi cu mult timp înainte. Un studiu de fezabilitate și cu obținerea vizelor durează cel puțin 3-4 luni. Deci imposibil practic să realizezi un studiu de fezabilitate așa de pe azi pe mâine. Deci noi am anticipat chiar înainte de a veni aceste și a se aproba aceste ghiduri de finanțare ce vor fi eligibile pe aceste proiecte. Am demarat toate aceste acțiuni, după care am venit și le-am depus, cum am spus, în primul minut de la deschiderea liniei de finanțare. Deci acesta, ziceți dumneavoastră, că ar fi principalul motiv pentru care vă doriți un nou mandat de primar. Respectiv, nu este numai acesta. Deci, cum am spus, pe zona centrală... Respectiv continuarea proiectelor. Sunt 4 proiecte de finanțare europeană. Toate însumate au o valoare... 4 proiecte cu valoare de 5 milioane de euro. Toate cele 4 proiecte, 20 de milioane de euro.
De ce îmi doresc lucrul acesta? În 2024, Orăștia împlinește 800 de ani de atestare documentară. În 2024? Da, 800 de ani de atestare documentară. Atunci vom tipări o broșură, sau o carte, mai bine zis, Orăștie 800 de ani de atestare documentară. Toate aceste proiecte eu sper să fie finalizate până atunci. Iar zona aceasta modernizată, zona centrală, va denui foarte mulți ani de acum încolo. Ultima transformare radicală a zonei centrale a fost în 1936, atunci când s-a construit catedrala din centrul municipiului, și sigur ea s-a finalizat în 45, dar atunci a fost ultima transformare radicală a zonei centrale. Prin aceste proiecte modificăm radical, transformăm o zonă centrală circulată într-o zonă pietonală. V-am spus, acele parcări adiacente, mutăm toată circulația din zona centrală, realizăm acel parcaj auto unde mutăm toate mașinile. Sigur, studii de trafic, pus centru protejat, au fost foarte multe lucruri la care a trebuit să lucrăm pentru a putea avea finalizate aceste obiective de investiții. Da. Dar dacă ar fi să punctăm și ceva în realizări, că trebuie să existe și din astea cel puțin, nu știu, cârcotașii, contracandidații, vă impută ceva? Ne impută că n-am făcut totul. Este practic imposibil să modernizez. Adică ce înseamnă totul? Adică de ce n-am modernizat și ultima stradă din Orăștie? Păi de ce n-ați modernizat? La fel ca și acasă, într-o familie. De fiecare dată când te apuci de ceva să faci, alegi lucrurile prioritare. Corect. Ce e mai important într-o casă să faci. Și te raportezi clar și la fondurile pe care le ai și pe care poți să le atragi. Nu te fazardezi să-ți faci lucruri fără a avea resurse și sumele de bani. Deci toate lucrurile ți le propui că le faci. Da, dar n-ai bani să-i faci, să le faci. Da, așa e foarte ușor de vorbit. Știți, eu mă gândesc de foarte multe ori la unii candidați care lansează așa foarte ușor proiecte și mă gândesc, bun, dar în spatele lor trebuie să fie o muncă, trebuie să existe sursa de finanțare, adică poate este eligibilă, poate nu este eligibilă. Și am să vă dau și un exemplu, că m-ați spus de nerealizări. În urmă cu 4 ani de zile, atunci când am candidat, mă gândeam la o pistă de biciclete. Și Orăștia nu a fost, cu pistele astea de biciclete. Nu a fost eligibilă, pentru că e foarte ușor să spui, domnule, vom realiza o pistă de biciclete. Dar dacă ea nu este eligibilă pe un program de finanțare, categoric de la bugetul local ți este foarte greu să o realizezi. Eu am făcut o parte din această pistă de biciclete pe bani de la bugetul local. Se lucrează în acest moment, mai sunt câteva mici lucruri de făcut în sensul de semne de circulație și de trasaje pentru ea. Este doar undeva la 35% din cât îmi propusesem inițial să facem, dar gândeam proiectul pe o finanțare europeană. Nu am găsit, Orăștia nu a fost eligibilă din cauza neexistenței unui plan de mobilitate urbană și faptului că la nivel de Orăștie nu avem transport public local în comun. Din această cauză proiectul nu a fost eligibil și nu am putut să-l depunem și nu l-am depus pentru că n-avea rost că nu era eligibil. Nu știu ce mai aș mai putea spune că nu am realizat în această perioadă. Eu cred că față de ce am promis în urmă cu 4 ani, am realizat mult mai multe decât ne-am propus la momentul respectiv. Și, sigur, și în această broșură ne-am propus, sau prin această broșură ne-am propus să arătăm oamenilor ce vom face în perioada următoare. Nu am pus lucruri care noi credem în momentul de față că nu vor putea fi realizate. Bun, și în acea broșură ce v-ați propus? Foarte multe lucruri. În primul rând, cum am spus, să finalizăm aceste proiecte. Haideți să o explicăm celor care se uită la noi. Dacă... Să finalizăm toate aceste proiecte pe care noi le-am început și să continuăm.
ceea ce am făcut în cei 8 ani de zile. Acest program de modernizare a străzilor, a trotuarelor, a rețelelor de apă, de canalizare, este un program continuu. Am trecut aici străzile pe care noi ni le-am propus să le reabilităm în perioada următoare. Asta însemnând că 90 și ceva la sută din străzi vor fi modernizate și reabilitate. Dintre cele care au rămas nereabilitate. Foarte multe lucruri la spital. Vrem să avem un spital modernizat 100%. Iar acolo unde se vor deschide linii de finanțare sau dacă se va mai deschide linii de finanțare care se referă la aparatură și la lucruri care țin de spital, categoric vom accesa și vom scrie proiecte pentru a accesa fonduri europene. Sunt foarte multe lucruri, mi este foarte greu doar să le dau citire și să le explic. Sigur, școli, grădinițe intră direct în prioritate. Apropo de școli și de grădinițe, până la priorități, până la ne dorim să mai facem, ne dorim să mai dregem, trebuie să vă întreb și lucrul ăsta. Au început școala și nu știu cum stați la Orăștie, la un moment dat erau cam multe cazuri. La noastră școala, vin copiii la școală sau se face online? Și vin și se face și online. Deci ați înjumătățit, probabil, dar n-aveți nicio școală în care să facă doar online, adică să fie scenariul roșu. Să știți că numărul persoanelor infectate la nivel de Orăștie s-a redus. Ultima dată, săptămâna trecută, era doar o persoană aflată în izolare la nivel de Orăștie, ținând cont că în urmă cu 3 săptămâni erau 88 de persoane care erau în izolare, asta însemnând că aveau un test PCR și erau pozitive. Da. Datorită faptului că s-au făcut acele testări în masă, spun eu, de către firme, pe cheltuiala lor, s-au depistat foarte multe persoane, dar totodată s-a și stins acel focar. Și, da, pentru că au fost depistate toate odată și s-a stopat cumva întinderea focarului. Întrebarea pe care doream să vă adresez este dacă școlile din Orăștie în acest moment sunt pregătite din punct de vedere logistic să asigure aceste ore online ale copiilor. Dacă da, cine le-a asigurat aparatura necesară? Cât de calitativă este ea? Pentru că știu cazuri în care, am mai spus asta într-o emisiune, știu cazuri în care s-au cumpărat camere web cu între 12 și 40 de lei bucat, zic și eu. Camere foarte ieftine, cu laptopuri foarte ieftine, care nu fac față traficului și așa mai departe. Profesorii nu sunt pregătiți, nu știu să acceseze platformele, copiii nu știu unde să intre și uite așa o mare bulibășeală. Mai mult decât atât, nu toți au acele device-uri pe care să stea acasă. La dumneavoastră cum e? Totdeauna este loc de mai bine. Noi am mers pe un alt principiu. Nu am alocat la început toate sumele de bani. Alocăm sume în funcție de necesitățile fiecărei școli pentru a trece prin această perioadă. A fost făcută o primă rectificare pentru prima lună. Miercurea viitoare va fi ședință de consiliu, din nou rectificare pentru a aloca sume de bani astfel încât să acopere toate cheltuielile și nevoile de la nivelul instituțiilor de învățământ. Fiecare instituție de învățământ a făcut economii, pentru că nefuncționând din luna martie, ele au putut să facă economii. Economii la gaz, economii la apă, economii la transportul cadrelor didactice. Fiecare școală a avut undeva la câteva sute de mii de lei, da? În lei vechi. Câteva miliarde de lei vechi? Nu. Undeva la 300-400 de milioane fiecare școală a putut să-și facă economii. Dacă era economă, sigur, unele mai mult, unele mai puțin. Plătind naveta cadrelor, neplătind gazul la nivelul la care îl plăteau copiii, neplătind cheltuielile materiale ca atunci când erau profesorii și elevii la școală. Deci puteau să facă aceste economii și au avut acele resurse pentru că bugetul lor nu a fost diminuat cu nimic. Bugetul
instituțiilor de învățământ se realizează de la finanțarea cu finanțarea aceasta per elev și aportul de la bugetul local. Noi am dat toate sumele de bani conform graficului de la începutul anului, dinainte de COVID. Deci au putut să facă aceste economii, mai mult decât atât, le-am alocat sume de bani fiecare instituții de învățământ de la bugetul local să-și poată achiziționa materialele sanitare, dezinfectanții, tot ce au nevoie. Luna viitoare continuăm acest proces, dar sigur nu pot decât să-mi exprim nemulțumirea pentru că Guvernul României a spus la un moment dat că el va asigura tablete pentru elevi, măști pentru, așa, pentru elevi și cadrele didactice și tot ceea ce este necesar. Nu s-a întâmplat nimic. Știți ce ne-au spus cu o săptămână înainte? Noi o să se deschidă o linie de finanțare și acum eu știu ce înseamnă să deschide o linie de finanțare și când vor putea fi implementat. Unde puteți scrie proiecte ca să vă luați toate aceste lucruri? Deci de la etapa se va deschide o linie de finanțare până la publicarea ghidului și până la efectiv la primirea banilor de către UAT este cale lungă. Adică cel puțin până la sfârșitul anului nu vom vedea niciun leu din fonduri europene, chiar dacă ești cea mai performantă administrație și, cum am spus, scrii proiecte și depui astfel încât să primești și laptopuri și materiale sanitare și tot ce este nevoie în școli. Până atunci de unde le susții? Din bugetul local. Ca să le susții din bugetul local trebuie să rectifici acel buget local. El este echilibrat la începutul anului, trebuie să renunți la anumite lucruri și să pui în altă parte. Nu e nicio problemă, noi am renunțat la tot ce n-a fost absolut necesar să mai facem anul acesta și de acolo am alocat aceste sume de bani către școli și, cum am spus, săptămâna viitoare vom suplimenta aceste sume necesare pentru buna desfășurare a cursurilor în toate instituțiile de învățământ. Bun, și totuși copiii au tablete, au sau nu? Păi nu au tablete cumpărate de administrația publică locală. Cei care fac învățământ online, părinții au avut de grijă să reușească să le pună la dispoziție. Mai spun un lucru, nu este 100% moral pentru tot ce se întâmplă în sistemul de învățământ. Păi nu-i deloc și vă spun și de ce. Chiar dacă, să zicem, eu am o situație financiară mai bună, da? Chiar dacă ai mei copii au și calculator, și telefon și tot felul de chestii de genul ăsta. În ideea în care guvernul le dă doar celor care nu au, mie mi se pare un pic de discriminare, pentru că până la urmă e acolo în legea învățământului că învățământul este obligatoriu și nu știu ce. Și gratuit. Și gratuit. Păi bănână, dacă e și obligatoriu și gratuit, atunci tu, dacă vrei să-mi asiguri accesul la acest învățământ, care e și gratuit, dar și obligatoriu în același timp, păi dă mâine, nene, cu ce să învăț. Nu mă pune pe mine ca părinte, chit că am, chit că nu am. Și dacă am, nu-i nimic, îmi dai tu. Cu oricum alocația mărită nu mi-o dai. Mă rog. Știți ce se mai întâmplă? Mai este o... Asta nu că aș vrea eu neapărat tabletă. La paranteza la care am vrut să o fac, se referea la faptul că în instituțiile de învățământ din Orăștie învață copii și din toate comunele și satele aparținătoare nu UAT-ului Orăștie, UAT-urilor din jurul Orăștiei. Pentru că noi nu avem sate aparținătoare UAT-ul municipiul Orăștie. Și atunci mi se părea ne la locul lui ca din bugetul local plătit de cetățenii din Orăștie să cumpărăm tablete pentru copiii din alte localități. Și mi-au și spus în întâlnirile pe care le-am avut cu cetățenii ultima perioadă că, da, într-adevăr, nu este normal ca să împingă statul UAT-urile să facă toate aceste achiziții. Cum nu este de asemenea normal ca la spitalul din Orăștie să fie susținut din banii de la bugetul local al municipiului Orăștie, iar atunci când merg cetățenii din Orăștie, fiind spital public de stat, să aibă aceleași drepturi ca și un pacient care vine din Hațeg, din Cugir sau din altă localitate. Aici nu sunt de acord cu noastră și vă spun că fiind spital public... Exact, da, așa este. Da, și eu plătim contribuții către mine, atunci către minister, către bugetul de asigurări de sănătate, da? Atunci am dreptul să mă duc la orice spital din țara asta, vreau eu, până la urmă. Că, de exemplu, dacă stau bine să mă gândesc, eu cred că cotizez de vreo 20 de ani și până acum n-am avut de vreo 20 de ani, mai bine de 20 de ani,
N-am avut nevoie, mulțumesc lui Dumnezeu, nu se știe în viitor, dar banii mei sunt puși bine acolo. Și dacă eu vreau să mă duc la Craiova sau să vin la noastră la orăștie, atunci vin acolo. Chit că e susținut spitalul din... Oricum, mi se pare mare prostie asta cu susținerea spitalelor din bugetele locale. Și am mai spus lucrul ăsta și o repet și o voi spune de multe ori de acum înainte. Dom'le, bugetul de asigurări de sănătate și așa mai departe, cine îl împarte, unde se duc fondurile și toate astea. Păi ia să trecem noi toate spitalele, iar la Ministerul Sănătății. Că despre asta e vorba, nu? Atunci de ce mai spune Ministerul Sănătății? Cu ce se ocupă ministerul ăsta? Dacă nu se ocupă cu administrarea spitalelor. Păi ce să facă ministerul cu ele? Să le închidă? Nu știu, doamne, ce să facă, să aibă grijă de ele cu ele. Atunci să închide Ministerul Sănătății și la revedere, drum bun. Să nu mai ținem, că îl ținem degeaba. Da, da, eu vă spun de ce nu este moral. Vă mai dau un exemplu, da? Spuneți-mi. Spitalul din Deva, da? Acum am înțeles că s-au dat niște sume, da? E spitalul din de Consiliul Județean. Consiliul Județean. Deci cetățenii din Deva nu au contribuție pentru a susține spitalul din Deva. Cetățenii din Simeria nu au contribuție că este susținut de Ministerul Transporturilor. Nu mai vorbim de celelalte comune care nu... Păi și chiar nu-și mai permit. Bine le dăm dar la Orăștia, care are un spital, da, și are un, se adresează undeva la 60-70 de mii de locuitori din jurul Orăștiei, ea trebuie să susțină în totalitate de la bugetul local cheltuielile aici, necesare pentru funcționarea spitalului. Sunt de acord cu noastră. Și vă mai spun de ce sunt nemulțumirile oamenilor. Pentru că sunt la imagistică și la acel computer tomograf super performant pe care l-am adus în Orăștie, sunt liste de așteptare de două luni și ceva. Și cetățeanul din Orăștie vine și zice, bine, domnul primar, dar de ce nu pot să-mi fac? Eu am nevoie astăzi să-mi fac o investigație de computer tomograf, nu peste două, trei luni când mă programează. Pentru că Casa de Asigurări de Sănătate ne dă pe partea aceasta de imagistică undeva la 25-30 de mii de lei pe lună. Nu este suficient pentru a face toate aceste asta investigații. Vreau să vă spun, dumneavoastră spuneți că nu e moral, că într-adevăr susțineți de la bugetul local acest spital, dar spitalul la rândul lui primește bani de la Casa de Asigurări de Sănătate în funcție de serviciile prestate pe care le prestează și altor cetățeni. Dar trebuie să vă spun de ce noi poate nu am făcut destul de bine înțeles. Pentru că nu primiți suficienți bani de la casă. Păi da, faceți al contract cu casa. Păi nu vrea să facă contract. Păi eu, nu de vrea exemplu, obligații. Eu, de exemplu, sau spitalul are 1000 de solicitări pentru computerul tomograf, lucru care ar fi posibil, da, să spunem, să se realizeze. Casa de Asigurări de Sănătate zice, eu îți plătesc 10. Păi nu pot să-mi plătești, că nu-i... Păi nu poate. Dacă faci 20, nu ți le plătește. Degeaba faci 20, că nu ți le... Nu degeaba faci 20. Faci 20, dar de unde le susții? Că aici e, de fapt, discuția și cheia acestei probleme. Păi și atunci n-ar fi mai simplu, dacă revenim la ce am spus eu, dacă ar fi din nou preluată de minister? Păi și ce să facă ministerul cu ele? Că au fost la minister ani de zile și de asta ați văzut cum arătau spitalele întreținute de un minister? De asta ați văzut... Ca să ai un interes direct, trebuie să fie o administrație publică locală, pentru că eu ies în fața cetățenilor, iar cetățenii mă trag de mânecă și spune, domnul primar, spitalul din Orăștie arată dezastru, da? Dau un exemplu. Ei, dacă ar fi la ministerul, mi-ar fi foarte simplu, credeți că nu ne-ar conveni la fiecare primar care avem în subordine spital să spunem, domnule, cu acei bani puteam să fac străzi și trotuare? Sunt lucruri care se văd, care le vede toată lumea, beneficiază toată lumea de ele. Dar sănătatea trebuie să fie pe primul loc. Iar atunci când ai un spital, trebuie să aloci sume de bani, ținând cont de prioritizările acelea de care am vorbit la începutul emisiunii. Trebuie să există niște priorități la fiecare administrație publică. Din punctul meu de vedere, sănătatea este prima, după care urmează învățământul. Sau pe același palier, sănătatea cu învățământul. Da, dar tot repet... Și susțin că aceste lucruri ar trebui, nu știu, administrate de la bugetul central. Dacă tot multe dintre contribuții se duc către bugetul general de stat, către bugetul consolidat, către bugetul bla bla bla, adică tot se duce acolo și ei ne dau doar cât vor, atunci să nu ne mai oblige pe noi, cei de la Simeria, Hațe, Orăștie, Deva și așa mai departe, să susținem din acel puțin pe care îl încasați de la cetățeni și chestia asta, care ar trebui să fie o prioritate nu locală, domnul Bălan, națională, da?
Pentru că de-aia trimitem și deputați în Parlament, și senatori, și votăm și președinte, și avem și miniștri, și ministere, și le dăm și salarii, și le dăm tot felul de lucruri. Eu nu înțeleg ce face Ministerul Sănătății. Chiar nu înțeleg. Și câți angajați o avea și ce face pe acolo. Da, asta e altă poveste. Mai avem exact 3 minute din emisiune. Și vă văd zâmbind. De ce zâmbiți? Pentru că intram într-o discuție așa de guverne și de parlament și cred că dura până dimineață, nu mai plecam. Da, poate o facem într-o altă emisiune, da. După alegeri. Facem o altă emisiune în care da, putem spune lucrurile. Asta este părerea mea și am dreptul la ea și cu siguranță s-ar putea să am măcar atâtica dreptate. Așa este. Și ar trebui să existe o colaborare directă între toate aceste instituții. Bineînțeles. Și între parlamentari. Și eu sper ca în următoarea perioadă, n-am vorbit de foarte multe lucruri la dumneavoastră în emisiune. Păi și una dintre, dintre lucrurile pe care eu mi le-am propus în eventualitatea în care voi câștiga un nou mandat, este o mult mai bună colaborare cu instituțiile statului. Aici vorbesc de poliție, pentru că foarte multe dintre problemele celor din Orăștie s-au referit de păstrarea liniștii și ordinii publice în municipiul Orăștie. Aveți problema. Cred că este în fiecare localitate, dar o coordonare mult mai bună între și o colaborare între administrație și poliția națională este benefică și trebuie să găsim soluții punctual pentru fiecare problemă ridicată de cetățenii din Orăștie. De asemenea, pentru acele mirosuri care sunt la nivel de comunitate locală, agenția de mediu și garda de mediu, astfel încât să putem interveni punctual atunci când este cazul. Este o lege fără aplicativitate pentru că nu există norme de aplicare și văd că toate vor să le paseze la administrațiile publice locale, din păcate, spun eu, sau dacă ni le pasează nouă, ar trebui să, cum a spus și dumneavoastră, să le desfințeze celelalte instituții deconcentrate, să ne le lase toate la administrația locală, dar să ne și asigure sursa de finanțare, astfel încât să putem funcționa și să luăm cele mai bune măsuri pentru cetățeni. Am înțeles. Domnule Bolan, într-un minut, ce le transmiteți orăștienilor? În primul rând să aibă încredere în actuala echipă, să spunem că vrem să continuăm împreună cu ei, să ne ducem la îndeplinire toate obiectivele pe care ni le-am propus în acest mandat și cele propuse pentru un viitor mandat, să aibă încredere că vor veni mult mai multe rezultate și aceste proiecte pe care noi le-am început în momentul de față vor fi finalizate. Le mulțumesc și nu în ultimul rând să vină la vot și să voteze nu doar primar, să voteze și echipa de consilieri propusă de primar, pentru că doar așa putem avea o echipă care să funcționeze bine și să nu fie probleme în cei 4 ani de mandat. Ce poziție aveți pe platinul de vot? Nu știu, cred că 4, nici nu știu. Eu, uite, nici nu știți. N-am fost curios. Bun. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă doresc succes în alegeri. Mulțumesc. Stimați telespectatori, Ovidiu Laurențiu Bolan, candidat din partea PSD pentru primăria municipiului Orăștie, a fost invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeonu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine!